Bine v-am regăsit, stimați prieteni, din nou suntem în studio Producens TV și astăzi îl avem ca invitat de onoare pe unul din prietenii noștri foarte buni din Statele Unite, domnul Sinclair Chișmorie. Bine ați revenit, domnul Chișmorie, la noi în studio. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitația. Cred că este prima dată când veniți în studioul Producens TV. Sper că este un obicei pe care îl veți avea de acum încolo, da, ori mers. de câte ori veniți în România. Da, sunt venit prima și sper să revin și în luna august când o să mai vin în România. Vreau să vă spun că am trecut în cadrul unei vizite pe care am avut în Statele Unite, în zona Chicago, am avut plăcerea să îl întâlnesc pe acest om, omul lui Dumnezeu, domnul Sinclair și nu știam nimic, nici cine este familia Chișmurii, nici ce face Sinclair. Pur și simplu am fost la dumneavoastră acasă, dacă vă aduceți aminte, și am ascultat poate una dintre cele mai puternice mărturii a unei persoane care a alergat toată viața după libertate. Astăzi, după cum se poate vedea și în spatele nostru, vom discuta despre libertate. Nu la întâmplare avem ca și poză de fundal Statuia Libertății și vreau să discutăm astăzi despre libertate. Domnul Sencler Chișmorii este în România și aș vrea să ne spună, în primul rând, de ce este în România, ce face, care e scopul și câteva cuvinte despre dumnealui. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitație și mă simt onorat să fiu în mijlocul dumneavoastră. Sunt în România cu ocazia lansării cărții pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să o editez în luna decembrie a anului trecut carte în care am încercat să redau prețul pe care l-am plătit atunci când în anii 80, practic în 81 mai precis, am hotărât ca să părăsesc Țara și să mă stabilesc într o țară liberă. Înainte de a continua despre carte și despre scopul dumneavoastră, aș vrea să vă spun și să arăt Prietenul noștri, despre această carte este vorba, este practic punctul nostru de plecare în discuția pe care vom avea astăzi și ne vom axa foarte mult și vom încerca să aflăm ce se găsește în această carte. Dar deja am spus, prietenul noștri, că astăzi discutăm despre libertate și aș vrea să dau o definiție a libertății înainte de a intra câteva mănunte despre experiența dumneavoastră. Știm cu toții că... Libertatea este una din nevoile primordiale ale Ființei Umane. Omul, de când se naște, dorește să fie liber, adică să gândească, să aibă dreptul la opinie, să nu fie îngrădit, să se poată deplasa acolo unde este nevoie. Deci este una din nevoile fundamentale ale Ființei Umane și noi știm că acest drept l-am primit odată cu nașterea noastră sau ar trebui să-l primim odată cu nașterea. Din păcate, istoria demonstrează că nu toți oamenii se nasc liber, datorită condițiilor, să spunem, unei anumite, unui anumit regim politic, datorită unor probleme pe care le au acolo unde sunt mulți dintre oamenii care se nasc, nu se nasc liberi. Unii sunt și astăzi, în astăzi, ziua în care discutăm, opresați, nu sunt lăsați să călătorească, sunt nevoiți să se supună anumite reguli, a dictaturi. Practic, care îngrădesc această libertate fundamentală. Prin creație, Dumnezeu ne-a creat liberi, ne-a dat această posibilitate de a alege. Și dumneavoastră, în calitate de copil crescut într-o familie creștină, acum vreau să mă întorc puțin la familia Chișmure. Dacă ne puteți spune câte ceva dinspre, de unde a venit această idee de a lupta pentru libertate? De unde a venit această dorință de a de a fi liber. Pentru că în vremea când s-a întâmplat toată această experiență a dumneavoastră era în vremea comunismului. Practic, dorul de libertate îl găsim încă de pe primele pagini ale Bibliei. Dacă ne uităm și vedem, dacă citim, poporul Israel a avut dorul de libertate atunci când, după sute și sute de ani, era rob în Egipt. Odată cu oprimarea și odată cu sclavia omenirii s-a născut și dorul de libertate în ființa umană. Trăind într-un în regimul comunist din anii, m-am născut și am fost crescut și educat în ideile comuniste, regim care a fost un regim totalitar represiv, s-a născut și în mine dorul de libertate. Mi-aduc aminte când tatăl meu trăia și cădea în mână sau avea în mână la dispoziție o ilustrată sau o fotografie cu statuia Libertății, îi spunea mamei, nevastă, aici vreau să te urc într-o zi. Nu a ajuns să își îndeplinească visul pentru că n-a reușit să iasă din România. A fost afară din țară doar atunci când luase parte la asediul Crimeei fiind înrolat în al doilea război mondial. Având ocazia, ani și ani mai târziu, atunci când am avut ocazia să urc pe statuia Libertății Sus, în vârful statuiei, m-au dat lacrimile, gândindu-mă că a fost visul tatălui meu, ca într-o zi să poată să spună că e om liber și nu a reușit. Ați vorbit foarte frumos despre tatăl dumneavoastră și aș vrea să spunem spectatorii noștri, cine este tatăl dumneavoastră sau cine este Ioan Chișmorie mai exact? Spuneți-ne câteva. În lumea evanghelică este un nume foarte cunoscut. Cei care cântă în general, muzicienii, știu foarte bine cine este, dar vreau vrea să ne spuneți mai multe detalii. Cine este Ioan Chișmorie? Sau cine a fost mai exact? Ioan Chișmorie a fost unul dintre, să spun așa, mari compozitori ai neoprotestanților din secolul trecut. S-a născut la 1904 și a murit în 1973. Aveam doar 16 ani când tatăl meu ne-a părăsit. A fost un om foarte bine documentat, un om foarte citit. Dacă nu-i cădea în mână, nu avea la îndemână foaia interesantă, cum era în acea vreme, în 1920, mergea 3 km pe jos, dus, 3 km întors să ia ziarul să citească. A avut doar șase clase primare. Dar, trăind în regimul Austro-Ungariei, în 1921, a făcut doi ani de conservator la Timișoara, la conservatorul municipal. Nu era un conservator echivalent cu cel din Cluj și din București sau Iași, care existau la acea vreme. Dar părăsise conservatorul după doi ani de zile pentru că nu s-a înțeles cu cei de acolo. Vrea să-l termine mai repede, că spunea el ce învățase la conservator, în primii doi ani de zile, el a învățat, le știa mult mai bine. A început să compună încă din tinerețe. Bă mai mult, era involvat și era interesat de toate activitățile politice din acea vreme. De exemplu, când Edison, în 1933 sau 31, nu știu exact, 33 cred, a murit, trimise o carte de condoleanțe doamnei Edison în New York și aceasta fascinată de uh, aspectul pe care el îl descrisese în acea scrisoare, că o a pierdut un om mare, i-a trimis scrisoare la măderat de apreciere pentru că este alături de ea. Sau îi compusese primul ministru al Angliei un marș militar la care cabinetul celor din la Londra i-a trimis o scrisoare la măderat, că apreciază cântarea care o compusese. Cu alte cuvinte, ați moștenit și încă de la tata dumneavoastră acest, să spunem, aspect internațional al vieții. Și tata dumneavoastră, ca și dumneavoastră, a fost interesați de ceea ce se întâmplă dincolo de granițele României. Încă de pe vremea Imperiului Austro-Ungar, spuneați, cu libertățile și, să spunem, posibilitățile care erau la vremea respectivă, tata dumneavoastră, un foarte cunoscut muzician, compozitor la vremea respectivă, dorea să comunice cu exteriorul. Și această dorință va transmis-o și dumneavoastră mai târziu. Dorința pe care ați pus-o în practică. Acum ne întoarcem la anii 80. Comunismul era în floare. plină floare, să spunem. Totul era să spun, la maxim. Se Cincinalele se anunțau și se uh, propunau tot felul de, de sarcini cetățenilor României, unde erați în vremea respectivă, unde lucrați și unde vă desfășurați activitatea în vremea respectivă, unde locuiați. Practic, cum am mai spus, dorul de libertate s-a născut și s-a a, a luat av având mult mai mare în anii primar de școală. Eram doar un copil în sat la mine, la Măderat și fiind ca baptist în clasă, venise o învățătoare din Arad, dornică de afirmare, și ne pusese la ora de muzică să cântăm un cântec popular, ceea ce nu am putut să accept lucrul acesta să-l fac. Am fost amenințat că o să fiu dat afară de la ore, că... și mi s-a pus în catalog în final nota 1. Lucru care m-a neliniștit foarte mult pentru faptul că am fost smerit și am fost pus jos în fața întregii clase. Știam că baptismul și oricare alcul neoprotestant este protejat de Constituția României, dar... Ea și-a bătut practic joc de mine în fața tuturor colegilor mei. Toate acestea în armată, persecuțiile din armată, persecuțiile din școala din profesională din Arad, din anii de școală, toate au stânut în mine dorul de libertate. Ba mai mult, lucrând la Arad, la uzina de vagoane, eram electrician electronist, zilnic auzeam din colegii de liceu, din colegii de muncă, ăla a fugit, ăla a plecat, ăla e în Austria, ăla e în Italia. Tot mai mult creștea în mine avântul libertății. Așa se făcuse că, lucrând la uzina de vagoane, și uzina exporta vagoane în întreaga lume, pot să zic, în acea vreme. Mai mult în Asia, în America de Sud, am tot studiat locul unde aș putea găsi ca să mă ascund undeva, să pot să plec odată cu vagoanele, să pot să ies odată cu vagoanele din țară. Se făcuse că în acea vreme când exportam vagoane pentru Filipine sau pentru Peru sau pentru Egipt sau în alte țări, trebuia să meargă un electrician de la noi din atelier, să meargă până în Constanța, să asiste la partea tehnică de îmbarcare a vagoanelor pe vapor. Partea mai de electrician era ca să desfac generatoarele, să desconectez de generatoarele, să desfac bateriile și vagonul să fie pus pe vapor, să urmăresc dacă totul, toată lucrarea se desfășoară cum ar trebui. Conform procedurii. procedurii. Mergând acolo, m-am -am tot uitat și am studiat unde controlează grănicerii și ce controlează. Fiind trimis în delegație cu vagoanele de Egipt, găsisem un loc secret între pereții unui, în vagoanelor de Egipt. Și am fost curios să mă conving eu la fața locului dacă... Desfac acea, acel perete grănicerii și se uite. Era un perete exterior foarte, foarte strânt, foarte îngust, unde puteam să, ave, să aveam acces. Și se văd dacă câinele este dus în partea aia și controlează. Am mers o dată, am mers de două, am văzut că de partea aia vagonul nu se atinge nimeni. Stăteam 3-4 zile, o săptămână la din Constanța, veneam înapoi la Arad, peste o lună, două, când alt vapor venea, venea șeful de atelier în atelier, eram 102 de electricieni. Și văzând că toate lucrările au decurs foarte bine când eu eram în port, venea și mă întreba, Chișmore, vrei să mergi la Constanța? Dar cum nu? Îmi plăcea că plecam la Constanța, mai ales pe sezon de vară, mai stăteam la plajă. Și tot studiam să văd. Nu puteam să fac să plec din țară pe timp de iarnă, pentru că era frig. Nu puteam să stau în pereții acelui vagon când era frig afară. Totul trebuia să decurgă pe sezon de vară, când era cald și puteam să stau înăuntru. Așa s-a făcut că în vara a lui 80 să fiu trimis din nou în delegație la vagonele de Egipt. Aflându-mă în port la Constanța, am văzut că nimeni nu controlează partea peretele exterior, îi spun la cel de la Mecano Export, la domnul inginer de acolo, dacă îmi poate pune trei zile extra pentru delegație să mai stau la plajă, nicio problemă. Am rămas în Constanța încă două zile. Se face că după ce plecase vaporul, la două zile sună directorul de la uzina de vagoane. Dacă, dacă Chișmor e în hotel. Am rămas, m-am agitat foarte tare spunându-mi cei de la recepție că a sunat directorul să întrebe de tine. Am urcat imediat pe pe tren și am venit către Arad. Când ajung în Arad, în mă irg în atelier, toată lumea s-a uitat mirat la mine. Auzisem, până nu intrasem în atelier, că doi electricieni de la vagoane s-au ascuns în vagoane și au plecat spre Egipt. Intru în birou la șeful de la șeful biroului, când mă vede Saint Clair, îi spun da. Băi, toată lumea vorbește că tu ai fugit, tu ai plecat. Îi pusesem, pusesem, pregătisem pentru el într-o plasă niște cafea, niște blugi pentru copilul lui, niște uh, sucuri, ce se pot... Bunul bunul putem... pe care... Nu aveau acces omul de rând din, din, afara, din restul țării. Numai la Constanța le puteam cumpăra de la străini. Îi le pun pe masă și spun, șefule, eu când o fac, o fac la sigur. S-a uitat la mine așa, ce mă, și tu vrei să fugi? Mare îndrăzneală. Am spus, eu n-am spus asta și am plecat. Aflasem două zile mai târziu că cei care plecaseră, cei care fugiseră chiar șeful meu de echipă și un alt electrician. S-au dus până aproape de Egipt, au ieșit din, după, din vagoane și s-au predat echipajului. Era un echipaj din grec, din Grecia. Pentru că românii în acea vreme nu aveau sistemul ăsta de ridicare a vagoanelor, acele macarale masive care instalate pe vapor. Că încărcau câte 30 de vagoane odată pe vapor. Și ajungând aproape de Egipt, au fost duși înapoi, vrea să fac povestea mai scurtă, A fost duși înapoi, A fost judecați și li s-a dat câte un de pușcărie care au făcut-o la popa șapcă în Timișoara și după șase luni de zile s-au eliberat de acolo, s-au eliberat. Așa că toată, Uh, avântul meu de a pleca în acea vară, în vara 80, se tăiase, fusese eliminată complet. Practic, ați că... fost descurajat de această experiență a colegilor dumneavoastră, mai ales că unul dintre ei era chiar șeful dumneavoastră. Vă dați seama că uh, n-ați mai îndrăznit să vă gândiți la o plecare iminentă. Rapidă, imediată, ia. Practic, toate aceste, toate aceste întâmplări despre care discutați se găsesc în această carte. Da. Uh, în... Foarte detaliată, a spune. De asemenea, uh, înainte de a recomanda și a pune unde se găsește această carte pentru a putea fi achiziționată. Uh, amintesc, prietenilor noștri că mai sunt două cărți unde povestea dumneavoastră este foarte, să zic așa, bine descrisă. Două alte cărți scrise de domnul, una dintre ele, domnul Emanuel Tânjala și domnul Dan Cristian Torturică, România de la New York la Los Angeles. Da. Aveți aici un, un, o secțiune despre dumneavoastră, și mai e o carte a domnului Ioan Valeriu Tuleu, Evadarea din trecut, mărturii dintr-un secol zbuciumat. La fel... Uh. De asemenea, vreau să am, am aici cu mine o publicație foarte dragă nouă celor de la ProTocens, și nu numai nouă, tuturor românilor din America. Vorbesc despre Tribuna Românească. Este o publicație uh, a prietenului nostru, Steve Bonica, din Chicago, Uh, și aici știu că de-a lungul mai multor numere aveți uh, câteva episoade ale întâmplării pe care ați avut-o în anul 1981. Bun, haideți să facem acum trecerea uh, la plecarea dumneavoastră. Practic, o nouă vapor sosește în Constanța. Ce se întâmplă mai departe? Așa se făcuse că la anul 81, pe 3 iulie am plecat din Arad cu unul dintre cei doi colegi ai mei care, după ce ieșise din închisoare, din pușcăria de la Popa Șapcă, s-au hotărât să plece cu mine. Am plecat în Constanța, ne-am îmbarcat clandestin, am intrat în port, vagoanele erau parcate în triaj, am intrat în unul dintre ele, în ultimele mai rămăsese din 34 vagoane. În ultimele trei vagoane. în al treilea vagon am intrat, am intrat în peretele ascuns, vagonul a fost luat, pus pe vapor, am intrat duminica la ora 5 după masa, pe o căldură toridă, erau afară 35-37 de grade. Aveam la noi, într-o plasă, că nu, putu nu, putusem să luăm mai mult, o sticlă de apă, mâncare doar de o masă. Am intrat în podul vagonului, practic în peretele exterior, de o parte și de alta, a ușei glisante, a ușei frontale a vagonului. Am intrat acolo la ora 5, duminica, și am stat până lunea după masa, la lunea seara, în jurul orei 6, când, după ce vaporul plecase din port, când ieșise din rada portului, am hotărât ca să ieșim din pod și să deblocăm ușa și să intrăm în vagon. După ce am intrat în vagon, ne-am relaxat puțin, am deschis ușa, am privit afară, se înserase, era o lună și un cer senin, parcă și stelele și luna se bucurau de realizarea noastră de a scăpa de sub regimul comunist. Ne-am pus, am mâncat, am băut din apa care vusesem, ne-am întins pe port bagajul vagonului, că era un vagon de tip Suburban de, tub, de, de nu era compartimentat și planuiam ca să atunci când vom ajunge în Istanbul să sărim din vapor. Dar ce a fost interesant și ce m-a marcat foarte mult a fost că atunci când ieșisem din podul vagonului și călcasem pe partea de jos, pe trapa vagonului, ochii mi s-au ațintit chiar pe tamponul vagonului și văzusem că chiar pe tamponul vagonului nostru a fost o frânghie făcută sol și pusă pe tampon. Nu știu cine a făcut lucrul acesta. De multe ori m-am gândit și am zis, imediat când am văzut frânghia acolo, am zis, aici mâna lui Dumnezeu. Îngerul Dumnezeu a pus frânghia acolo știind că avem nevoie de ea. Frânghie care mai târziu o folosisem, o legasem de bara de care... Și ca să ne dăm drumul cu la apă. Era un vapor uriaș, un vapor enorm, de cât un bloc cu trei etaje. Singurul inconvenient al meu era, unul dintre inconveniente era, și Tony știa colegul meu care e în Germania acum, că eu nu știam să not și nu știu nici acum să not. Dar aveam un plan și aveam de gând ca la Istanbul să sărim din vapor hotărâsem înainte de plecare, și asta era geabul lui, era lucrul lui să-l facă, să se intereseze să cumpere trei colaci, unul pentru mine, unul pentru el și unul ca să punem hainele. Că atunci când vom sări din vapor, să aruncăm hainele jos și un sac de plastic în care urma să băgăm hainele. Când am ajuns în Constanța și ne-am făcut bagajele, întreb, unde sunt colacii? Păi n-am cumpărat, dar am dus o cameră de bicicletă. Și zic, Tony, zic, tu ai impresia că eu sar din vapor cu o cameră de bicicletă în jurul meu? Și înainte de a intra în port, ne-am oprit la un magazin de sport și am cumpărat niște saci de copii mici, că abia îi trăgeam pe noi. Unul pentru mine și unul pentru haine, că el știa să note. Ei, când am ajuns în Istanbul și am vrut să sărim, era noapte, era dimineața, marța dimineața, în jurul orei 4, nu se zărise afară de ziua, lui a fost frică că țărmârea prea departe și n-a vrut să sară. Am plecat foarte dezamăgit, am intrat pe Marmara și toată ziua de marți, adică prima parte a zilei da. de marți, mergeam pe Marmara. Eu fiind foarte dezamăgit că el n-a vrut să seară la Istanbul, i-am spus, cum facem? Nu mai avem apă, nu mai avem mâncare, la Alexandria ajungem numai joi seara, nu rezistăm atâtea zile pe căldura asta. Era o căldură infernală. Și mai ales faptul că în vagon, nefiind aerisit, fiind deschis, fiind totul blindat cu, cu placaje pe din afară ca să nu se spargă geamurile, nu era nici lumină, numai prin ușa care era deschisă, în plus, era un miros foarte un... care te, îți irita ochii și tot timpul plângeam, datorită... Uh, care era prinsă uh, ampora în podul vagonului pentru izolare termică. Tot timpul plângeam. Ba mai mult, în timp ce eram închiși în pereți acolo, simțeam tot timpul pe noi miros de sânge proaspăt și puneam mâna pe noi, toți eram numai sânge, simțeam cum se lipeau mâinile de, de corpul nostru. Nu vedeam că era întuneric înăuntru când am fost. Abia când am ieșit din pod am realizat că tot corpul nostru era răni. Profilele de metal care susțineau tabla exterioară, file de metal interior, toate ne rănise, ne tăiase corpul. Revin la marți după masă. Marți la ora două doua, durmeam pe porbagajul vagonului. Și dormind sus pe porbagaj, am visat cum cu frânghia aia, care o aveam legată de balustrada de handrail-ul care se, se ținea, am făcut un sal până pe uscat. Am sărit imediat după, m-am trezit, am sărit imediat după porbagaj, to nu citea pe Biblie. Am zice, ce faci? Biblia o aveam la mine. Ce faci? Am zis, iosar, sar, am visat cum că ajung pe țărm. M-am dus în partea alta vagonului, am deblocat ușa, am forțat ușa și am văzut țărmul. Mie mi s-a părut aproape. Am luat frânghia din partea asta, altă de la balostradă, m-am dus, am legat-o în partea alta, am luat camera de bicicletă pe mine, și am început să-mi dau drumul pe sfoară. El a venit, să a uitat la mine, m-am dat drumul pe sfoară. Când am ajuns, sfoara mergea până la jumătate, ajungea până la jumătatea distanței dintre apă și partea de sus a vaporului. Partea de jumătate adogasem cauciucul care era în leațurile acele decorative de aluminiu ca să acopere șuruburile care erau prinse panourile Practic, de... Practic ați încercat să folosiți ce, pe ce la îndemână, aveam la, la îndemână interiorul Să folosim orice când ajunsesem deja de la jumătatea frânghei, când frânghea se terminase și am trecut pe cauciucul acela de pasporul ăla de cauciuc, simțeam cum se lungea cu mine în jos, cum mergeam în jos tot mai mult. În câteva clipe, în câteva secunde, să zic așa, îmi văzusem tot filmul vieții de când m-am născut până în acele clipe. A trecut așa filmul vieții prin fața mea. Am auzit la momentul când încă eram pe frânghie un hruit puternic de motor, ne observase cei de pe echipajul vaporului oprise cu o frână puternică de vapor, dar vaporul din inerție s-a tot mai dus. Când am ajuns la apă, m-am făcut un salt și am văzut că eram deja la vreo 5-6 metri de vapor, pentru că vagoanele fiind puse de-a de -a curmezișul pe vapor, ieșeau din gabaritul vaporului cam cu un metru și jumătate din gabaritul vaporului. Când întrosesem a doua oră privirea în spate, îl văzuse în pătonii cum cobora pe frânghe în jos, ca un șoricel era mic, se vedea, el, distanța era destul de mare între mine și el, că vaporul mergea. Când Tony a ajuns la apă, deja era o distanță între mine și el de vreo 150-200 de metri. Văzusem un vapor din Turcia și un vapor din Rusia că veneau către noi. Eram prins între trei vapoare. Wow. Și spun la Tony, Tony, nu mergem nicăieri, mergem la țărm. Și am început să dau din mâini și să strig, help, help, era singurul cuvânt care știam în limba engleză în acea vreme. Nu departe văzusem niște pescari care pescuiau. La vreo 20 de minute am văzut, de când eram în apă, am văzut tot strigând și făcând cu mâna, să tot uitau, dar nu știau, datorită valurilor și datorită mării, nu, nu știau, nu auzeau ei, dar nu știau din ce parte vine sunetul se ridicase unul în picioare și tot se uita și când i-am făcut cu mâna, m-a văzut. Am văzut că se pune în barcă, pornește motorul și vine spre mine. Vine spre mine, mă ia, îmi dă mâna, mă ridică în barcă. Mă întreabă, zice, bulgaro? Zic, nu, no, romano. Mă ia sus și dă să plece înapoi. spun, nu, no, No. Ce? se uită la mine, nu înțelegea. Nu, no, nu, no, zic. Face să încă ce? Zic, Tony, Tony, my friend. Și îl arată pe Tony. Întoarce barca și vine și merge după Tony. Și acum am spus, între mine și Tony era o distanță. Am întors capul. Și m-am uitat. Am întors. Am dat un ultim salut vaporului care mi-a adus libertatea. Era la ieșirea din Dardanele când plecase. Și l-am salutat printr-un salut de mulțumesc. Era un vapor din Danemarca. No. Am căutat am căutat multă vreme ca să-l găsesc și interesant că l-am găsit astăzi fiind incorporat în Malta. Am dat telefon capitanului de acolo și am spus ce planuri am să scriu cartea, cum am plecat și cum am ajuns în libertate. Și îmi spune el, pare să fie o, cred că o să fie o carte foarte interesantă. Și îi spun, îmi dați voie ca să public, da, acela e vaporul. La red condițional, l-au refăcut, acum arată, atunci arăta cu totul deosebit. La, practic, vaporul e tot același vapor. Și mi-a dat dreptul ca să pot să public. Foarte poza emoționant. În, în, carte. Foarte emoționant. Știu ce înseamnă să vă să acum aminte după 37 30... de ani. 7 de ani 30, această experiență, șapte, experiență ori, ori, în care, într-adevăr, ați plătit sau ați fost gata să plătiți un preț nespus pentru libertate. Spuneam că, deși este un drept fundamental al omului, mulți dintre cei care au trăit pe acest pământ și mulți care trăiesc și astăzi te să plătească un preț pentru această libertate. Dumneavoastră ați fost gata să-l plătiți și mă gândesc doar la singurul lucru, ca unul care nu știu să not, nu m-aș încumeta să săr în valurile mării. Noi asta ați avut această dorință să treceți dincolo în lumea liberă și v-ați asumat acest risc. Întrebarea este dacă după această experiență, vă pare, aveți vreo un regres, vă părere de rău ca făcut lucrul acesta? Să știți că nu m-am întrebat, m-am pus întrebarea aceasta. Adică, la vârsta respectivă, la vârsta respectivă v-ați asumat un risc. Dacă ați fi nevoit să faceți lucrul acesta la vârsta pe care o aveți acum, l-ați mai face? Cred că l-aș mai face. Știți că inima Se merită pentru libertate să faci orice. Foarte frumos spus. Foarte frumos spus și pentru libertate merită să practic să faci jertfa supremă. Azi erați să... erați conștienți că puteți muri în orice clipă acolo. Așa s-a făcut că am ajuns după ce am fost cu de pescari? Îl întreb pe ce ai făcut cu hainele? Le-a aruncat în apă sau nu le-a aruncat? Zice, el nu mai știu ce am făcut. Ne-am tot uitat pe mare, ne-am tot uitat, ne-am tot uitat, n-am văzut nicăieri. Nici azi nu știm, aruncat hainele, nu le-a aruncat. În tensiunea și în, în, stresul care eram atunci, nu știa, n-am știut ce am făcut. Așa s-a făcut, Luat, fiind luați de pescare, am fost duși pe partea de est a strântorii Dardanele la un post de poliție. ne am trezit că suntem acolo, nu m-am slipul de baie, fără acte, fără bani, fără haine, fără absolut nimic. Eram la 24 de ani mai sărac ca niciodată. Nici când m-a făcut mama n-am fost așa sărac ca atunci. Că atunci aveam pe ei de partea mea. M-am trezit că sunt într-o țară străină, fără absolut nimic la mine. Nici acte, cum am spus, nici bani, nici nimic. Nu a durat mult că au venit niște turci, ne-au adus niște haine, ne-au dat de mâncare și au început tot din derogatoriu care a durat până noaptea la 2 marți, noaptea la 2 noaptea. Miercurea a fost reluat din nou și am fost ținuți acolo până vinerea. Vinerea am fost duși la Istanbul, am fost băgați în altă pușcărie, bineînțeles că am fost sub stare de arest tot timpul acesta, perioada aceasta, și abia marțea, lunea după masa, am fost duși la campul de refugiați din Istanbul. Și acolo am întâlnit mai mulți români care ne-au ne urat bun venit în libertate și am... Încheiat tot felul de relații de prietenie cu mulți români care an și an de zile i-am mai întâlnit în, în. Deci, practic, în momentul în care ați ajuns pe mal, pe care v-au dus până acolo, a fost preluat de autorități, au avut grijă de dumneavoastră, v-au dat de mâncare, v-au îmbrăcat, dar ați avut parte și de niște discuții destul de dificile. V-au întrebat tot felul de lucruri, cine sunteți. Scrie în carte la un moment dat că ați apărut și în presă să știa de dumneavoastră. Așa spune... Așa se făcuse că a fiind dus la sediul de poliție din Cenacale, că așa era numit orașul în care am ajuns, Cenacale, comisarul sta cu noi până la ora două noaptea și la un moment dat îl auzeam Istanbul, cu două telefoane, Istanbul, Ankara, Istanbul, Ankara, toată noaptea de pe telefoane. Ei nu aveau... Nu erau familiarizat cu procedura de acelor care cereau azil politic. La ei în zonă pentru că fiind aproape de ieșire în Mediterană, bulgarii nu aveau acces acolo românii nici atât. Eram primii români care am ajuns la ei în oraș. Miercă dimineața intră comisarul, după ce noaptea am dormit în sediul poliției acolo pe niște mese, am folosit ca nu drept niște ziare. Descriu foarte am anunțit în carte tot da. tot tot ceea ce mi s-a întâmplat. Vreau să fiu cât mai sumar. Se face că comisarul vine dimineața cu ziarul și îl pune în fața noastră. Ne-am uitat la ziar, ziar în turcește. Vine și ne arată. Tony vorbea foarte bine germană și majoritatea turcilor de acolo vorbeau germană. Și arată la, îi spune în germană la Tony și ne arată un articol care scria despre noi. Doi electricieni de la Arad au cerut azil politic ieri în Cenacale. Am rămas foarte surprinși. Păcat că nu mai am ziarul. M-ar fi făcut plăcere să-l am. Cum de fapt slipul cu care am ajuns în libertate, îl am și astăzi în Chicago. Mă uit cu drag la el. Slipul și valiza cu care am plecat în, spre Chicago. Și cum zic, am fost primii români care am ajuns în oraș la ei. Am fost ținuți la ei până vinerea, după aia duși la Istanbul și marți am fost duși în campul de la, de la Istanbul. Am fost interogați cu tot felul de întrebări. Ba mai mult venise un... La un moment dat, miercuria, după masa, fiind în sediu poliției acolo, venise unul de la serviciilor lor secrete, îmbrăcat civil era, care cu dosarul nostru, deja toate datele, începuse să ne pună tot felul de întrebări, tot felul de procedură de spionaj, de nu, nu știu ce au, urmărit, că m-au întrebat la un moment dat cum transportă românii petrolul de la Ploiești la Constanța. Deci... Practic, niște întrebări banale, niște... Practic, erau interesați oarecum și să obțină și niște avantaje. Ei, niște informații, bineînțeles, Dacă... noi special economice și acum se întâmplă la fel, să știți. Nu Ei, nicio... în special când am ajuns să trec în Grecia, să fug din campul din Istanbul în Grecia și acolo am fost preluat de autorități și tot dosarul a făcut din nou și tot. Cei din Grecia nu m-au pus așa întrebări. Au fost cu totul și cu totul au avut un alt comportament. Deci, practic, din câte înțelegem, după ce ați ajuns în câmpul uh, din Turcia, ați vrut să mergeți mai departe. Practic, gândul cu care ați plecat de acasă a rămas. Indiferent de că, okay. oricum, în Turcia, la vremea respectivă, era mai bine decât în România, totuși n-ați vrut să rămâneți acolo și v-ați continuat călătoria. M-am întrebat dacă nu vrea să rămân în Turcia. Am spus nu. Dar unde vrei să mergi? După ce am fost dus în camp, o doamnă de la de la, de la biroul de, de emigrare, în care lucra în biroul de emigrare, a fost dusă în camp și ne-a interogat imediat. Ne-a făcut dosar. Unde vrei să mergi? Tony, care era translator, că vorbea bine, vorbea germană perfect, îi spune, zice, Australia sau Canada? Eu optam pentru Australia și Statele Unite. Puteam să avem două alegeri. Și după ce am ieșit de la de la interviu de acolo îi spun, ce ai spus tu Canada, zic, și n-ai spus Statele Unite, că știai bine că vreau în Statele Unite. Și lasă că sunt, e tot una, că sunt una în galta. Când am auzit. Imediat a doua zi m-am dus la doamna și am spus, vreau să schimb. Nu vreau pentru Canada, optez pentru America, pentru Statele Unite. O, oh, nu se mai poate, dosarul a fost dat, trimis. Și asta m-a determinat că timp de patru luni și jumătate cât am stat în Istanbul, că toată procedura de la a durat. a, a durat. De, de când ai cerut azil politic până a plecat din, din camp, dura cam la șase luni de zile. Eu, văzând că șansa cu America s-a tăiat total, încercam tot felul de modalități de a pleca din camp. Ba mai mult, m-am împrietenit cu un prieten, m-am prietenit cu un, cetăț un român care venise din uh, Irak, de la service, era inginer din Pitești, era Rucăreanu. Și avea bani, că a lucrat în Irak, a lucrat vreo șase luni de zile. Și dorința lui era să ajungă în Statele Unite. Ce din Istanbul nu-i duse acces la dosar de, la, de Statele Unite, numai Australia. Și el visa mult America. Și a spus, hai să plecăm, să fugim de aici, să fugim, să trecem în Grecia. Că auzisem că în Grecia e mult mai ușor. Toate vapoarele, toate mic autobuzele, toate trenurile, ambasadele, le luasem la rând, ambasada suedeză, ambasada franceză ne spunea, o, oh, nicio problemă, nu vă trebuie viză pentru Suedia, sau nu vă trebuie viză pentru Norvegia. Aveți pașapoarte? Păi nu avem, că nu aveam nimic, nu aveam Absolut. nici, nici buletin, nu aveam nimic. Păi zicea, pentru atunci cum se puteți vrea să plecați? De exemplu, și autobuzele grecești, mergeam, vorbeam cu șoferii, ne luați până în Atena. Da, sigur, aveți pașapoarte, nu aveți. Păi cum vreau să vă, să vă iau? Totul era un risc. Nimeni nu risca ca să ne, Treacă ilegal, ilegal. Așa s-a făcut că mai fugise niște români înaintea noastră, de de câte 3 patru. plecase din Istanbul până la, până la uh, Ipsala, era ultima localitate care ducea că, către granița cu Grecia. Și de acolo trebuia să mergi șapte kilometri să mergi pe jos. Teren agricol, cu tot felul de sălci, de bălării. de... Acolo trebuia să treci un râu care era de mărimea Mureșului. Acum spun Mureș pentru că sunt din Arad și sunt familiar cu Mureșul. Mai mare ca Mureșul. Când am auzit iar de apă, mi s-a... Nu mi-a fost bine. Am hotărât să mă duc, să mă pregătesc, să plec. Și spun Aradul, hai cu mine. Măi, Sinclair, măi, eu am 42 de ani. Nu mi-e așa de curajos. Mi-e frică să nu mă puște turcii pe frontieră. Văzând că n-am cu cine să plec, am hotărât să plec singur. Era luna lui octombrie, am plecat într-un magazin de sport, deși sezonul era închis și în Istanbul, intru în magazinul de sport și întreb pe turcul de acolo, pe vânzătorul de acolo, îi explic prin semne că uite ce vreau. Am încercat să duc, să văd că intră într-o magazie, vine după vreo 10 minute cu un colac și în spate avea capul unei rațe. Încep să-l umflu, îl umflu, l umflu și încep să-l trag pe mine. Când vreau să-l trag pe mine, el, no, 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 no. nu, 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 nu știa de ce, de nu. Îi explică că e pentru copii, nu e pentru mine. E, e ok, e ok, îl trag pe mine până sus, îl văd, rața, stătea capul, stătea aici în spate, nu mă bălângărea. Îi spusem de așa un sac de, de plastic și o frânghie. Ce aveam în gând și ce vroiam să fac, hainele să mi le pun toate în sac, să-l umflu cu aer. Să lec cu frânghia și să lec de gât. Să umflu rața și când ajung la mă, să-l în apă. Exact așa am procedat. Am plecat din. Am hotărât să plec miercurea dimineața din Camp. Am plecat din Camp, m-am dus la uh, autogara unde erau autobuzele care mergeau la Ipsala. M-am lăsat punga cu toate, cu rața, cu ce aveam cu corespondența ce o primisem în timp de patru luni de zile în Istanbul, cu manuale, niște manuale de engleză, le-am lăsat acolo ca să nu dimineața, joia dimineața când plec să plec cu, cu punga vreau. la mine. Deja cei din Istanbul începuse să se agite și veneau la noi la român și spuneau de ce fug românii din camp, cum spun, înaintea mea au plecat vreo nouă ori plecat. Și mergem în Grecia, în Atena și spunem că nu, nu ne tratează bine. Și eram puțin oprimați acolo, pentru că seara venea nenumăra, stingea lumina în, în dormitor și ne spunea dimineața, nu avem voie să ieșim din camp numai de la ora 6. Și aveam o legitimație care numai pentru Istanbul era valabilă. icam ziceau ei, Un de fără poză, fără nimic, numai numele era trecut acolo. Ca să puteți fi identificați. Și putea, trebuia să fim seara la șapte, să fim înapoi în camp. Venia... Practic, un pic de regim, un pic militar, de regim la ia, raport, militar era. Interesant a fost și un lucru care m-a marcat foarte mult, a fost că joia dimineața, colegii mei toți dormeau. Toată noaptea stăteau și jucau pe cărți, și dimineața până pe la 2-3 noaptea și dormeau. M-am sculat de dimineața la ora 6, m-am dus în parcul din fața campului și m-am rugat Domnului. Și am zis, Doamne, m ajutat să ajung până aici. Am nevoie de ajutorul tău din nou. arată dacă o să am izbândă în ceea ce vreau să fac. Plecam, trebuia să plec la 12 la miază din camp și nu mai mă puteam întoarce până a doua zi. Că erau 250 de kilometri, aproximativ. Ei, când ajungeam acolo, ajungeam la, seara la 6. Nu mai aveam autobuz să vin apoi. Și cum spun, seara venea și ne număra în camp, să vadă câți români suntem. Și știam că dacă plec din Istanbul cu legitimația doar cu legitimația aia care e valabilă numai în, numai în Istanbul, puteam să fiu oprit oricând, la orice oră. În fiecare stație de autobuz și prin Istanbul, în acea vreme, eu am fost martor când o stradă întreagă a fost culcată jos la pământ, și militarii cu cu cu, cu mitralierele, controla pe fiecare cetățean de armei să vadă. Era vremea când. A fost un regim instabil în Turcia cu câțiva ani în urmă, de a, în, înainte de a ajunge eu în, în, în Istanbul. Și urcându-mă în autobuz, când am urcat în autobuz, m-am pus în spatele șoferului pe al doilea rând. Era o fată. M-am dat seama că nu e turcoaică. Când m-am așezat lângă ea, mă întreabă: you speak English? N-am spus nimic. Vă parlăm în francez? N-am spus nimic. dreapta mea era un grec care mă întreabă la fel și el, you speak English, nu vreau să intru, să discut cu absolut cu nimeni nimic, să vedea că nu sunt turc. Și în fiecare stație de autobuz, când oprea șoferul și vedeam militarul cu nu cu mitraliera, că să uite la fiecare atent la autobuz, stăteam și mă rugam Domnului, Doamne, să nu cumva să vină la mine să mă întrebe că cine sunt să-mi ceară identitatea. S-a făcut că am ajuns la localitatea de la ultima localitate unde oprea autobuzul și am luat-o pe drumul care duce 7 kilometri pe jos către, către, granița, punctul de trecere de frontieră dintre Turcia și Grecia. Am luat-o pe drum, grecu după mine, bătrânul. Tot îmi făcea semn să stau, să stau. Tot mai tare acceleram ca să mă îndepart de el, să nu intru în discuții, să nu dau de bănuială absolut nimic. După vreo trei kilometri am luat-o în diagonal, așa cum ne trimisese cei care plecase înaintea noastră o mică schemă făcută de mână, cum să procedăm și cum... După un stâlp de înaltă tensiune, intri pe câmp și o iei la 45 de grade până dai de râu. Am intrat pe câmp, dar cum am spus, tot felul de sălci, de bălării, aici erau niște turci, lucrau dincolo, încercam să evit. Intram tot prin alte drumuri, prin zbeguri, nu știam încotro mă duc. Deci aveați o teamă foarte mare. Aveam o teamă foarte mare. Și văzând că nu, gă nu găsesc râu... Unde-i râul, Doamne, mai dus până aici. Unde-i râul? Nu găseam râul. Nu gă... Încerc, m-am băgat pe o mică o gură de canal, când mă uit în stânga, văd niște soldați turci că veneau. Când i-am văzut, am intrat imediat sub pod, am lăsat turcii să treacă, era o poteca a lor. Când am văzut că au plecat în partea dreaptă, am luat-o în partea stângă și m-am tădus. După aia am coborât iar înapoi printre bălării și mă tăduc, mă tăduc. Soarele era la sfințit, a simțit după, trecea după dealurile Greciei, mai târziu aflați în care dealurile Greciei. Și cu plasa în mână, în care aveam, cum spun, toate ce aveam nevoie, mă tot uitam, mă tot, rugam, Doamne ajută-mă, nu mă lăsa să tre trebuiască să mă întorc înapoi la Istanbul. Când ridic ochii și văd, am văzut râul imens de mare, m-am speriat. Am zis, wow, cum îl trec eu ăsta? N-am stat pe gânduri, am luat imediat rața, am umflat-o, am dat jos hainele, M-am băgat toate hainele în pungă, am umflat sacul, în sac, l-am umflat sacul, l-am legat cu, bine cu sfoară, am legat sfoara de gât, am lăsat-o la 3 metri de lungă și mi-am dat drumul în apă. Era un perete abrupt, am dat drumul imediat în apă. Și am început să dau din mâini. Am dat din mâini, am dat din mâini. Când am ajuns la jumătatea râului, am auzit turci că strigă după mine. M-am văzut. M-am întors în spate și am zis, I'm not Turkish, I'm not speak Turkish, zic către ei. Și fiind în apă, am adus aminte atunci de cântare care la binecuvântarea mea, în 1956, tatăl meu a compus-o, care spune la refren așa. Cântarea se intitulează Multă binecuvântare peste acest copil să dai, lumineaza lui cărare sub privirea ta să-l Și la refren spune așa. O, Doamne Sfânt, ești în Tu mâna sfântă să-ți întinzi și când vin ispite grele, Tu în brațe să-l cuprinzi. Am zis, Doamne, acum am nevoie de mâna Ta, de brațul Tău puternic și tare să mă ajut să ajung dincolo. Am simțit cum de la jumătate am fost împins și dus până dincolo. Când am ajuns dincolo pe malul Greciei, m-am pus în genunchi și am mulțumit Domnului. Imediat am tras rața jos, am aruncat un zbeg acolo, am scos hainele din sac, M-am îmbrăcat așa, aud cum am fost, s-au pus pe mine, cred că vreo 500, 1000 de țânțari, eram numai țânțari, am tras pe mine. Și am luat-o pe potecă. Deși în timp ce eram pe malul Turciei, înainte de a sări în apă, văzusem dincolo cum soldații greci patrulau, trecuse și tot în partea de, de nord. Când am trecut dincolo, pe, am ajuns la poteca pe care ei patruleau, văzusem la înălțimea asta, la un metru de înalt, o sârmă ghimpată, doar o sârmă ghimpată, cu o tăbliță roșie, scria ceva în grecește, cu litere, cu litere grecești. Am zis, e ok, sunt în Grecia. Drumul era pe coastă de deal în partea aia, așa. Puteam să pun doar pasul peste sârma ghimpată și să mă duc la drum, dar îmi zic, o iau pe potecă și așa voiam să mă prindă, să fiu prins de soldații greci. Și iau frumos pe potecă la vale și mă duc pe lângă râu, mă tot duc, mă tot duc și eu ies la drum. Am ieșit la drum, trece o mașină, fac cu mâna, nu mă nu opri nimeni. Vine unul cu tractorul și fac cu mâna. Oprește tractoristul, mă întreabă, bulgaro, nu, rumano, rumano, ok. Mă ia sus, văd că se duce, intră în sat, oprește în fața casei, îi spune ceva, discută cu soția, vine și ea și, și ea la stradă, se uită la mine, îmi face semn să mă urc la el în mașină, urcând în mașină, și pleacă eu. Plecăm, vine și... Când mă uit, mă văd că intrăm într-o bază militară. Era sediu bazei militare care... Care făcea fă paza. Care făcea paza. Intră înăuntru imediat, vorbește ceva cu locotenent, că m-am dat seama că era un locotenent tânăr acolo. Pleacă grecul, dau mâna cu el, îi spun mulțumesc. Și nu durează 10 minute. Și intră un soldat Salut! Salut! Zic, ești român? Nu! Zic, dar cum știi românește? Păi am fost la facultate, la Timișoara. Oh, la Politehnică, frumos! Și eu o să traduc pentru tine aici. Foarte fain! Și mă întreabă de un din Rad. Oh, rad. oh, frumos, am fost pe acolo, cunosc bine Rad, îmi spune el. Era familiar cu orașul nostru. Și mă întreabă, ce foame, cum să nu fie? Și zice la locoten, locoten, traducea pentru locotenentul. Mă întreabă locoten, locotenentul, Portocalada? Portocalada, nu știam ce e portocalada. Era prima dată când am văzut în Fanta în acea vreme. Da. Și ce vrei un grătar? Da, de porc, de porc. În Istanbul nu mâncasem carne de porc nu de zile. Nici cum optavă, nu mâncasem de miercuri așa seara ca lumea. Era deja. Deci, practic, mâna lui Dumnezeu va. A fost purtat... alături de mine necontenit. Ia. bun. Înțeleg că ați ajuns până la urmă în Atena sau unde ați primit viza de plecare pentru Statele Unite? Unde s-a întâmplat asta? Well, după ce am fost interogat de locotenent, a doua zi a venit un maior, un colonel, colonel cred că a fost că gradele diferiau de la noi, și zice soldatul românul, în ghilimele românul nostru, bătrânul ăsta vrea să știe toate, da. Îi spune, o spune, tu numai să se iase bine. Prima din întrebările colonelului a fost cine m-a trecut și cât am plătit. Zic, nu m-a trecut nimeni, eu am trecut și n-am plătit nimic. Nu că el nu crede. Zic, mergem acolo, duminica dimineața, mergem acolo, se vezi că ți-a dat rata și ți-a dat punga pe unde am sărit, pe unde am trecut. Ok, am urcat într-un jeep, eu cu, milita, cu soldatul grec eram în spate și colonelul cu șoferul în față. Am intrat pe acolo, zic pe aici. Am intrat acolo, am intrat, i-am arătat. Când M-a văd să uită colonelul. <coughs> nu zice nimic, urcăm înapoi la potecă și dăm să coborăm la potecă în jos, zice colonelul către soldatul grec. întreabă că știe ce e aici. Mă întreabă, știi ce e aici? Nu știu. Videam că dincolo sunt burienile, bălările, iarba mai mare. Și aici e teren minat. Wow. Când am auzit, mi s-au muiat genunchii. Am zis, slavă Domnului, că n-am făcut un pas ca să trec să ies la drum. Ei, în comunitățile române din Statele Unite sunt ziare românești, cum e și ziarul lui Steve în Bonica. Într -un ziar din, am citit într-un ziar din Los Angeles, unde de fapt am fost și publicat în două numere cu plecarea mea. Scria că în 96-94 niște români au încercat să treacă din Turcia în Grecia și au trecut pe la, peste sârma care eu puteam să trec și eu foarte ușor. Cinci au trecut, dintre care trei au murit și doi li s-au rupt picioarele. Deci exact în același loc. În același loc. S-a făcut că în 98 să fiu cu familia în România. Și am zis, haideți să vă duc să vă la unde am trecut. Și a luat băiatul și fata mai mare, fetița mică, era prea mică, am stat -o în România. Soția și am plecat toți în Grecia. Și m-am dus la punctul de frontieră, chiar acolo la punctul de frontieră. Și mă duc și întreb, mai am încă și astăzi pașaportul grecesc cu care am plecat din Atena. Și le spune cineva care vorbește engleză aici, zice, da, eu sunt, zice unul. Zic, am trecut râul pe aici cu 17, 18 ani, zic. Și am venit cu familia, cu copiii și cu nevasta, zic, poți să mă duc să le la le până am trecut. Și da, acum nu? Lasă pașapoartele la soldatul de acolo. Am lăsat pașapoartele acolo și am trecut. Zic, uitați pe aici, am trecut. Acum e un gard înalt, de sârmă ghimpată. Nu mai poate trece nimeni dincolo. Pe da. Au Ce, ce sentimente ați avut? Poftiți? Cum, ce sentimente ați avut? Cum v-ați simțit după o să vădți atât timp? M-am simțit... Am avut un sentiment de mulțumire față de Dumnezeu pentru că a fost alături de mine tot parcursul drumului. Bun. Ați ajuns în America. În câteva cuvinte. Cum vi s-a părut... Ce ați găsit în America cu ceea ce credeați dumneavoastră că e în America? Se potriva realitatea pe care ați găsit-o cu ceea ce visați dumneavoastră că o veți găsi? Înainte de a trece la America, aș vrea să mai adaug ceva aici. Un lucru care m-a marcat puternic și care nu am să și nu toată viața. După ce am fost ținut și în, în Grecia, dus din după deci am fost terminat la baza militară cu toate investigațiile și tot, și mi s-a spus că sunt ok, am fost predat din stație de poliție în stație de poliție. Am fost predat la Alexandropolis, de la Alexandropolis la Tesalonic, de la Tesalonic am fost dus la Atena. Ei, în timp ce eram la Alexandropolis, eu trecusem, ajunsesem în Grecia vinerea seara, am fost predat la poliție lunia, la Alexandropolis. De lunia ei tot așteptau ca să mai vină cineva, vreun turc, să nu facă cu mine drumul de aproape 700 de km de sus, din nordul Greciei, să mă ducă până jos la Atena. Tot sperau că mai vin, mă trec vreun turc, 2-3. Turcii treceau din Turcia și veneau în Grecia și cereau azil politic. Și grecii primeau, pentru că tensiunea politică dintre cele două țări, care de fapt și astăzi, exact. erau teme politice, că de faptul că le acordau azil politic, deși amândouă se considerau țări libere, democratice. M-a tot ținut de lunia, m-a băgat în, după grate, într-o celulă foarte mică. Ca să pot să umblu, trebuia să ridic salteaua, ca să pot să mă plim puțin prin celulă. S-a făcut că lunia, nu vine nimeni să mă întrebe, măi, ce foame, nu ce foame. Lunia seara, am bătut la ușă, aveam dreptul accesul numai să ies la toaletă. Am bătut la ușă și i-am spus la unul, I'm hungry. Și i am dat 2 dolari, să duc și m-a cumpărat un sandwich și un, și un măr. Marțea dimineața, nu mă întrebat nimeni, Băi, ai mâncat ceva, nu ți-e foame, nu ți-e sete. Băteam la ușă, mergeam la toaletă și veneam înapoi. Marțea seara, same, la fel. Am dat la unul iară 2 dolari, m-a să se aduce și m-a cumpărat ceva. Miercuri dimineața n-am mai rezistat. Mă vedeam singur, mă vedeam părăsit, nimeni nu venea să mă întrebe. La ora 12 ziua am văzut un colonel polițist care intrase în, în sediul poliției de acolo. Și am bătut insistent la ușă ca să mi se deschidă ușa să merg la toaletă. Mi s-a deschis ușa și el era pe hol. Și înainte de a merge la toaletă îi spun Sir, zic, învățasem puțin engleză deja cât fusesem în camp în Istanbul. Zic, Atena, Atena. ce început să-l din, din numeri. Avusesem la mine în geacă Deja Tony plecase, colegul meu plecase în Germania la trei săptămâni de Istanbul. El mă părăsise din Istanbul. Asta era gândul lui să ajungă în Germania. Și l-am înțeles. Nu, nu a fost nicio optică pentru mine că a plecat. M-am descurajat de faptul că el plecase. În fiecare scrisoare care mă trimitea din Germania, scria, Sinclair, nu lucrezi, dar din ce dă mă tu și -am part cu tine? În fiecare scrisoare îmi punea câte două de de și adunase la mine vreo 20, de, aveam vreo 60 de mărci și colegul care, cu care m-am prietenisem în Istanbul cu Radu, Rucarianu, la plecare zice Sinclair, nu mă pot duce cu tine, ține de la mine 50 de dolari și îmi cumpărase și o geacă de piele. Am scos banii care aveam din geacă și îmi spusese colonelului I'm hungry, Athena. I "Am hungry, Atena. I-am aruncat banii jos, m-am pus în genunchi și am început să plâng, n-am mai rezistat. M-am simțit că mă ridică de sus cu mâna și vorbește cu polițistul care nu era de rangul lui, intră în birou și caută dosarul meu și începe și scrie, am văzut că scrie. În 20 de minute am văzut că sunt scos din celulă, dosarul e luat de polițistul care era în gard acolo. Mi se pune cătușele și sunt condus afară din sediul poliției. Am făcut la autobuz și cu cătușele pe mine am plecat până la Tesalonic. Am ajuns în Tesalonic, am fost jos din autobuz, eram cătușele pe mine, mă uitam sus, am zis. Eram atât de fericit că am plecat deja din, din, din mă apropii de Atena, de locul mult dorit și mult, mult visat. Am zis, nu mai eu și Apostolul Pavel, ce mai a fost prigonit prin orașul acesta. Eram la, cu cătușele pe mine. De acolo am schimbat autobuzul și am fost dus până la Atena. Când am ajuns în Atena, am fost băgat iar într-o altă pușcărie, unde erau sute și sute de turci. Când am văzut... Nu asta visasem eu, visasem să fiu liber, să fiu în camp. Nu au trecut 30 de minute când m-a strigat St. Clair Aici, imediat a venit alt doi polițiști, m-au luat și m-au dus la Lavrio, era, unde era campul de refugiați. Aveam opțiunea ca să stau în Atena la, la, hotel sau să merg în camp unde mai putem lucra. Am optat pentru camp că aveam nevoie de ceva bani să lucrez. S-a făcut că acolo imediat mi s-a dat o cameră o să locuiesc, încolo mă întâlnesc cu toți românii din Istanbul care plecaseră, care fugiseră înaintea mea. Toți, cu cine ai venit, cu cine ai venit? Singur. Cum singur? Singur. Mă, tu normal. Singur am venit. Cum? Singur am plecat. Ajunsese în sâmbătă seara acolo, luni m-am și dus în caut de lucru. Am mers, ne-am plimbat pe la... Acolo era un preot, nu știu dacă era preot, un călugă român care avea un trabant. Foloseam trabantul românului, a preotului, pe la toate, era mijlocul nostru de transport a românilor din camp. Am mers la niște construcții unde vedeam și am întrebat, uite, unde vrea să vină la lucru. Da, câți? Trei. Eram eu și doi bucureșteni. Am mers, am lucrat două, trei zile, după vreo trei zile zice către mine, grecu, vine numai tu, păi aia de zice, când avem nevoie, te mai, vă mai chemăm. Așa s-a făcut că patru și jumătate cât am stat în Grecia, zilnic lucram la aceea brigadă, acea echipă de construcții. După trei săptămâni, două săptămâni și ceva, vine polițistul și văd, seara când vin de la lucru, văd hârtie pe ușă la camera mea. se Sinclair, Chismore, mâine, Scris în românește, că știau și polițiștii români. Mâine să nu mergi la lucru, că te caută doamna de la, emigra, de, la corp, de la birou de emigrare. De la camp. Dimineața nu mai m-am dus, că mă vede doamna. Sinclair, te caut de două săptămâni. Unde umbli? Trebuie să-ți fac dosarul. Ok? Îl facem acum, mai spună doamna. În Istanbul, zice. Ai avut dosar deschis? Da, am avut. Pentru cine? Pentru Australia. Și cum e? Am fost la interviu, mi s-a dat viză, mi s-a spus să-mi duc diplomele de liceu, să-mi duc diplomele de școală profesională, toate diplomele ca să mă ajute. Am fost aprobat, mi s-a dat viză. Dar nu vreau să merg în Australia, îi spun. Nu se poate, dacă ai avut dosar pentru Australia, rămâne Australia. Doamnă, eu nu mă duc în Australia, eu vreau să mă duc în Statele Unite. Între timp, cât spusesem în Istanbul, în legătura cu toți prietenii lui taică meu, pastorii de acolo care erau cu colegii de mei de liceu, Vin aici, nu te duc în Australia. Și de-aia am plecat eu din Istanbul să plec. Asta a fost motivul, da. Motivul. Nu că nu se poate. Doamna, eu nu mă duc. Eu mă duc în America. Păi că nu cred că ți, -ți mai dă America vize după ce a fost pentru Australia. Doamna, eu în America mă duc. Eu pentru America m-am riscat viața, eu în America mă duc. Păi hai, stai la noi în Grecia, că îți nu mă stau în Grecia, eu mă duc în America. Și ce? încercăm totuși să facem dosarul, și să ce zice consulul american când o să ai interviu. Bun. Am început din nou activitatea de muncă, m-am dat niște bani. Așa s-a făcut că pe 29 trecuse în frontiera pe 17 octombrie 1981 dintre Turcia și Grecia. Pe 29 decembrie am fost programat la interviu la ambasada americană din Atena. Eram în ambasadă, consulul stătea la masă așa cum stau aici, eu eram în față și doamna era în partea dreaptă a consulului. Îi pusese în față uh, dosarul meu, consulul s-a uitat prin dosar, la frunză livre 5 minute, cu atenție, îl pune înapoi la doamna și zice el, let's hear the story. Și doamna traducea și încep. Dar nu am vorbit, cred că, 9 secunde, 10 secunde, că îl văd ceva pe fața, am citit pe fața domnului consul ceva, că ceva nu în regulă. Și s-a deschis de doamnei Spiro, că așa o chemă pe doamna. Și domnul mi s-a de mie, domnul consul nu vrea ca să te enervezi, să fii calm, să... Și îi spusesem, îmi pare rău, dar asta e felul meu de a vorbi, felul meu de nu sunt nervos, nu sunt puțin emoționat. Și zice el, ok, de mai departe. Și încep și povestesc, și povestesc. De fapt, Cred că ați observat că povestea e foarte lungă și da. a durat foarte mult. La un moment dat îl văd pe consul că pune mâna așa și stătea și se uită la mine. Așa mă privea. Și la faza când am ajuns la Istanbul, când povesteam și-am la Istanbul, vreau să explic cum stăteam atârnat în frânghie și cu călcâiul pe tampoanele vagonului și, cum am spus, va, uh, vagoanele și vagonele din gabaritul vaporului și jos era mare, stăteam agățat în frânghe și cu călcâile sus și Tony făcea cu lanterna ca să vadă dacă șalupa care pilota vaporul prin, prin strântoare, prin Bosfor, oprește la noi. Dar pe nu i interesat că cineva le face cu lanterna după vapor, nu știa cine suntem, nu știa. Ei au trecut și au văzut de treaba lor. Și la urmă spunea Tony, ajută-mă să ridică-mă sus de aici, trage-mă sus. M-a am primit niște tăieturi la călcâie aici de le -am... A, săptămâni le-am simțit după aia. Când am ajuns la faza asta, întreb pe domnul Consul, pot să vă arăt cum am procedat? Da. M-am pus jos pe flor, pe... pe podea Pe podea și am pus picioarele pe, pe, de pe descul lui, pe biroul lui. Îl văd pe domnul Consul se ridică, ca să uita la mine. Și iară pune și mă privea, pune mâna și își reazema capul în, în, în cot. Te întâmplarea și termin. Când am ajuns la final, am terminat. Îi spun la doamna, am terminat. El tot așa stătea. Îi spune doamna lui ce a terminat. Îl văd că se ridică, vine către mine. Când a venit către mine, m-am ridicat după scaun, îmi întinde mâna, foarte respectuos am întins și eu mâna, și zice, fantastic! O întâmplare fascinantă. Când ajungi în America să scriu o carte despre cum ai plecat, zice. Despre tine. Oamenii de tine are nevoie America. Dar avem și noi problemele noastre în America. Și atunci m-a spus și el problemele care sunt în America. Deci, practic, a fost gândul pe care domnul consul la vremea respectivă vi la vi A fost plat. primul care mi-a zis când ajungi în America și -a, a durat aproape 37 de ani până a reușit să scriu o carte. Deci, practic, după 37 de ani de când ați ajuns, ați reușit să scrieți această foarte frumoasă carte cu multe detalii. Și vreau să vă mulțumesc că ați împărtășit și cu noi gândul acesta. Experiența merge mai departe. America, deja acolo v-ați căsătorit, copii, familie, ați lucrat. Doar un lucru, revin la întrebarea mea. Ultima întrebare este. Cum v-ați simțit când ați ajuns în America? Ați primit viza? Cum vi cum s-au părut primele zile de America? Cum a fost? Pe scurt, dacă... Uh, practic, nu a fost ușor. Așa cum a spus... Exact că... cum așteptam să răspund. Așa cum a, spus, ia, cum a spus și consulul în Atena. Avem și noi probleme noastre. Sunt probleme cu droguri. Era al primul mandat al lui Reagan când am ajuns în America în 1981. Inflația era mare, no job-uri, no, uh, unemployment-ul era foarte mare... America nu a fost pentru mine ceea ce mă așteptam. America nu e cea pe care să o vede mult la televizor de sau în ilustrație. Visul american, să știți că nu e întotdeauna vis. Nu toată lumea reușește în America. Ajunsesem în America, în Chicago. Acolo mă așteptat cei de la Biserica Baptistă. S-a făcut că patru luni de zile nu am făcut absolut nimic, n-am lucrat. Nu chiar absolut nimic. Lucram la unul de la biserică de la noi, care avea o companie de construcții. Mă chema două săptămâni acum, la două zile să sparg niște pereți, după aia nu mă mai chemat. După aia mă chema iară peste o săptămână, când avea nevoie, trei zile. Am fost pus cu alți prieteni tineri de vârsta mea, care tot frontieriști au fost ca mine. Unul dintre ei era pizza driver, ducea pizza și Mergeam toată noaptea, mergeam cu el. Când aveam ce face, mergeam ca să cunosc orașul, am zis. După vreo trei luni zile am intrat deja în... M-a apucat așa o stare de depresie. Am zis, Doamne, mergeam pe jos de la locul unde locuiam până la biserică. Pe o stradă. Miloachii. Și astăzi când trec pe acolo mă aduc aminte. Și am zis, Doamne, pentru ce mai ai dus în țara asta dacă nu-mi găsesc rostul? Nu că n-aș fi lucrat, nu aș fi făcut orice pentru ca să pot să îmi cumpăr și o mașină, să pot să îmi cumpăr și niște haine, să pot să fac una și alta. Și după patru de zile îmi zice un coleg care lucrase cu mine la vagoane, a fugise din țară după mine, dar fiindcă eu stătusem în cheia pentru vreo nouă luni de zile, ajunsese înaintea mea în America. El fugise în Viena și din Viena a emigrat înaintea mea în America. El tot electrician a fost. Și un unghi de lui la. La, la, l-a dus la o companie, la un prieten de lui care avea o companie de făcut prașchetat parchetul. Și că de că vorbesc cu bosul meu, era un român sârb, Dacă care are nevoie de tine să te aia. Era o companie mică, vreo 25 de oameni care lucrau la el. Și m-am dus acolo. Și când am văzut ce praf și ce mizerie, am zis, bă, eu nu fac asta, zic, da? O fac până fac rost de niște bani ca să cumpăr o mașină și să mă pun puțin pe, pe picioare. Așa s-a făcut cum m-a prins doi ani de zile la, la Victor Floring. M-am cumpărat mașină nouă între timp, m-am... Se scase unele discuții între muncitor și patron și la care a spus, șefule, eu de azi nu mai vin la lucru. Și am plecat. Colegul meu, care a dinsat de la mine, care m-a dus acolo, a cumpărat, plecase cu vreo șase luni înainte de la, de la, de la de la compania, de la compania de parchet. Și tot îmi zicea, băi, nu te mai duc acolo. Uite, eu am luat-o pe cont propriu, uite cât am făcut, uite cum. Dar nu aveam bani. Zice că te eu îți dau bani împrumut. S-a făcut că el m-a dat bani împrumut, m-am cumpărat scule și a fost ani când în anii 90 am avut și câte 13 oameni care lucrau pentru mine. Deci ați mers pe zona construcțiilor. Am mers pe zona construcțiilor. Deși nu-mi convenea că am văzut praful și mizeria care era, eu care eram electrician la vagoane, cum am spus, am făcut trenuri și pentru Irak și pentru trenul prezidențial al lui Saddam, închiderea ușilor, generatoarele și sistemul de alarmă, toate au mers sub semnătura mea, ultimul când reușit din vagoane. Îmi plăcea să lucrez, îmi plăcea, dar dacă n-am avut altă soluție, engleza nu știam prea bine, a neîmplăit mare, geaburi nu erau la acea oră. Atunci nu era ca acum, te dai jos din avion și mă duc mâine la lucru. Da. Acum, oricine care ajunge în America găsește de lucru imediat. Atunci era, era alte, alte, America se confrunta cu alte probleme. Bun, o experiență interesantă și, după cum spunea și dumneavoastră, încă de la început, încă din copilărie, apoi perioada de tinerețe, perioada de lucru la Astravagoane, Arad, până în momentul în care ați ajuns, ați văzut mâna lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Ați văzut v-a salvat de la multe probleme pe care le-ați putut avea, mai ales pe ce drum a nevoios. De la Arad, Constanța, Constanța, Istanbul, Istanbul, până în Atena. O experiență, stimați prieteni, care ne demonstrează că atunci omul când își dorește și mai mult când îl pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui, reușește. Și asta a făcut domnul Saint Clair acum 37 de ani. Și, cu siguranță, Dumnezeu este cu dumneavoastră și astăzi. Dacă puteți spune cum sunteți astăzi? Cum mai vedeți mâna lui Dumnezeu în continuare? Avem un Dumnezeu mare și un Dumnezeu măreț. Psalmistul David spune, într-un psalm al lui, zice de că n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum. I-ar fi înghițit valurile. Aia pot să spun și eu. Dacă n-ar fi fost domnul de partea mea și Toni, mi-ar fi înghițit valurile. Atunci când am sărit, fără să știm să notăm la 2 km de țărm. Acum nu vreau să întăresc treaba asta, să... de faptul că mulți ori venit și îl ziceau e bine că nu v-au mâncat peștii. Nu sunt rechini în mulți în Mediterană. Dar s-ar fi putut în acel moment să fie unul în jur. Dar mâna Domnului ne-a călăuzit și a fost alături de noi. La să fie Domnul. Mai mult, mai mult, nu era nevoie să vină un pește sau un cineva să... Curenții de aer, faptul că nu știa să notați. Deci, practic, ați mers prin credință și Dumnezeu nu va nu va lăsat să pieriți în momentele acelea. Simt emoția dumneavoastră, Eu suntem un studio și văd emoția și, na, ca unul care știu ce înseamnă să, să, experimentez mâna lui Dumnezeu, mă bucur că n-am avut o asemenea experiență și mai mult, pe mine m-ați încurajat. Și cu siguranță pe cei care se uită astăzi la noi, îi încurajez să citească cartea și vă reamintesc. E o carte extraordinară în care veți vedea mâna lui Dumnezeu la lucru în viața acestui om. Vreau să mai spuneți ceva. Pavel Apostolul spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Nu am vrut ca în cartea asta să arat că sunt un erou sau sunt... E meritul meu. Meritul e a Domnului. Tot ceea ce am făcut și ce am realizat e datorită harului și a dragostei care Dumnezeu a avut o față de mine. Așa cum am spus atunci la binecuvântare la mine când m-am născut, tatăl meu a făcut cântare multă binecuvântare peste acest copil să dai. E cântare care astăzi se cântă în toate comunitățile române, neoprotestanțe din întreaga lume. Se cântă în Australia, se cântă în Spania, prin Belgia, în Statele Unite, aici. Întâlnesc multe persoane, ba pe Facebook, ba online, ba creștini, că majoritatea care am pe online sunt frați de-ai noștri. Și când le spun cântarea aia, o știi? Da, cum să nu o știu? Aia a fost făcută la bine binecuvântarea mea. Fantastic, de multe ori am auzit-o cântând, s să cântat și la copiii mei. E cântare care, credeți-mă, întotdeauna când o văd pentru că știu că mâna Domnului a fost alături de mine. Și dacă am realizat ceea ce am realizat până ziua de astăzi, datorită harului și îndurării lui care a avut o față de mine. Cum spun, nu-i meritul meu, e meritul Domnului în tot ceea ce am făcut. A lui să fie toată slava. David, să fie domnul. Vă mulțumim foarte mult pentru vizita pe care ne-ați făcut în studio. Ne-ați încurajat și cu siguranță vă mai așteptăm și cu altă ocazie când veți veni în București pentru a ne împărtăși uh, și alte experiențe. Probabil uh, aș merge cu un alt episod data viitoare când veți discuta despre experiența dumneavoastră americană despre întâmplările pe care le-ați făcut, despre ce înseamnă comunitatea de români, ce înseamnă să-ți întemeiezi o casă, o familie, ce însemna la vremea respectivă în anii 80, ce înseamnă astăzi și mai mult aș vrea să aud de la dumneavoastră data viitoare ce sfaturi le dați tinerilor, dumneavoastră ca un om care a trecut prin multe încercări, prin multe necazuri, ați reușit să ajungeți până la urmă în statuia libertății, da? Da, bine Ați înțeles. reușit, ați reușit, ați văzut libertate, ați văzut ce înseamnă, ați plătit pentru această libertate și uh, vă mulțumesc că ați împărtășit această experiență cu noi. Unde putem găsi cartea și când va fi lansarea oficială? Dați-ne câteva detalii. Lansarea oficială o să fie pe 17 mai la Biblioteca Județeană din Arad iar dacă cineva dorește cartea, poate să comande telefonic sau mă poate contacta pe mine pe Messenger o să vă las numărul de telefon al lui Tiberiu, care e din stat de la se ocupă de distribuirea cărților. Noi vom pune pe ecran, sau veți vedea pe ecran deja numărul de telefon, așa că pentru toți cei interesați, vă rog să luați legătura cu acest număr de telefon, de veți putea face rost. Oricum, noi vă mulțumim și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pa și în continuare. Un cuvânt de încheiere. Aș mai avea o completare. Poate mulți vă întrebați, mulți se întreabă de numele de Saint Clair. Mulți își schimbă numele, mulți când ajung de obicei în libertate, în Occident, nu mai vor să știe de numele care l-au avut în România. Se face ca în anul 1956, după aratul ogorului, bătutul nucilor, culesul strugurilor și pusul la dăpost a tuturor alimentelor de iarnă. La Lumina Lampei cu Petrol, Ioan Chișmore citea: Marie Chișmore, coliba lui Tam. Sinclair era acolo landlordul, proprietarul, stăpânul lui Tam. Și, îndrăgindu-se, fascinați fiind de numele de, de, de personalitatea lui Sinclair, de numele de Sinclair, Hotoresc ca, dacă cel mult aștepta pe lume o să fie băiat, să-i pună numele de Sinclair. Așa s-a făcut ca numele de Sinclair să-l am astăzi. Când eram mic, nu-mi plăcea numele de Sinclair, pentru că nu știam să pronunț, mai ales în anii de generală. În schimb, când am ajuns în anii de liceu, când majoritatea colegilor, în special fetele Sinclair, Sinclair, am îndrăgit mult numele. Dar când un anumit statele, succes la vremea respectivă. Când am ajuns în Statele Unite, am văzut că Sinclair era foarte familiar și foarte cu multe nume date multor instituții, multor guest station-uri și alte, alte lucrări. Excelent. Mulțumesc mult și... Ne vedem data viitoare. Dacă nu ne vedem în București, ne vedem în Statele Unite. Cu siguranță vom face și partea a doua a acestui interviu, unde vom mai afla și alte experiențe ale uh, dumneavoastră și a tot ce înseamnă visul american. Încă lucruri. lucru, aș vrea să-mi cer scuze pentru faptul că poate exprimarea mea și tot ceea ce am spus e diferită. Sunt plecat de 37 de ani și îmi dau seama și realizez că limba română a evoluat între timp și. Nu sunt cel care ar trebui, nu pot să vorbesc exact cum vorbesc la limba care actuală din, din, care se vorbește azi în România. Nu Eu vă mulțumesc că m-ați invitat și vă așteptăm să veniți la noi în Chicago din nou. Cu mare drag. Mulțumesc, stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost și astăzi cu noi. A fost o experiență deosebită, o experiență care ne încurajează pe noi cei din ziua de astăzi, cum un om cu riscul pierderii vieții a vrut să meargă puțin mai departe. A luptat pentru libertate și a obținut-o. Nu pot încheia această emisiune fără un verset foarte cunoscut din Sfânta Scriptură care despre libertate vorbește. Spunea Domnul Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Vă doresc un timp minunat, Dumnezeu să vă binecuvânteze.